Salutare, Triosundan, și bine v-am găsit la un nou episod din The Forest, yes! Ce frumos sunată, omul! Și care obicei, inventarul nu se salvează, aprindem brecheta și avem frame drop, care obicei... A, uite că merge. Dar haide să mergem să ne luăm flare gun-ul din nou, pentru că de... Asta e, totdeauna când începem din nou, de-aia filmez, când încerc să filmez... Hai mă, merge! Hai mă, e! Încerc să filmez cât mai multe episoade într-o singură zi. A, uitați-vă, am bug la inventar, v-am zis, nu... Ia, pe bune! Fiți am luat 3 flare gun și mi-arată decât unul. Hai de capul și de zile mele. Ce mai am aici? Am mai tot ce pe aici. Dar îmi pui mei de locuri. Ce mai am? Inventar. Am un flare gun, mi-arată. Frumos, bă, frumos. Un flare, pardon, un flare gun. Se pare că sălbatici, nu? Gata. Flare gun, take it. Ok, e bine că au dispărut astea căsuțele de aici, pentru că oricum nu erau, cum se zice, nu erau făcute bine. Adică mă gândesc că am pus-o prea aproape de chestia aia și na, mi-era frică să nu se întâmple ceva. Haideți să... Haideți să ne aprindem pe aici paele. Blablabla. Focul de tabără. Hai mă. Bun. Efigiul. Gata. Cred că suntem gata să ne culcăm din nou, pentru că după cum vedeți e noapte. Deși noaptea cred că nu atacă canibalii, dar nu mă simt eu bine noaptea. Bun. Se face zi. De fapt e zi. Haideți să mai deschidem prostii din ăștia. Poate reușim să găsim un snackbox și ceva. A, uite, snackbox. Dar nu cred că putem să-l folosim. Frate, dă-mi pui mei de buguri, bă. Pe bune acum, dă-mi pui mei de buguri. De ce nu pot să folosesc eu snackbox-ul? Trebuie să mă duc chiar să iau sulița. Am un hol de treabă. Aprinde-mă și efigiul ăsta aici. Mă bucur că l-ai aprins. Cristiana filmez, nu știu unde fare, te pun și tati. Bă, ce cu grafic glitch-urile astea? Of, doamne, bine că măcar iau sulița de și mă duc după aia să pescuiesc. Să nu găsesc sălbatici, asta e cel mai important. Sălbatici și nașpa și nu-i suport. Bă, dacă tot sunt aici, haide să tăiem pomul ăsta. Dacă tot mergem să rămâi, dar de fapt mi-e cam foame, dar oricum noi bai, nu o să murim mai de foame, nu? Tăiem copacul ăsta pentru că vreau să facem, construim casa, bă, de taie. Vreau să construim casa, cât mai repede posibil, dar nu vină canibal de aia, că mă cac pe mine de frică, știți? Hai mă, taie-le. Ok, gata. Bă, dacă mănânc eu ăsta, îmi trece foamea? Da, mă, îmi trece foamea. Bun, haide să luăm sulița. S-a spart și copăcelul. Haideți, dacă toți suntem aici, sunt de fapt, hai să mai tăiem încă unul, dar nu e prea ok să tăiem mulți copaci, pentru că s-ar vrea să pierdem nemul, dar venim noi și îl găsim după aia. Oricum avem mult de mers. Faza nașpa că avem mult de mers. Am răi. Da, și nu știu de ce, de la un timp de vreme, calculatorul m-a început să facă cam nașpa, dar nu înțeleg de ce. Face urât, adică, înțelegeți voi. Hai mă, hai mă, sparge-l. Ok, gata. A, până cade asta să luăm lemnuțele, să plecăm cu ele acasă. Așa. Am spart, am defrișat o grămadă din pădurea asta de pe aici. Frate, trebuie o grămadă pentru, cum se numește, pentru chestia aia mare care nu mai știu cum se numește, pentru casă. Chestia aia mare care nu mai știu cum se numește, casă. Da, trebuie o grămadă de lemne și mă enervează. Hai mai aprindem o torță pe aici. Bravo. Bă, da, noi mai avem ceva în loc holderurile astea. Ar trebui să mai avem, hai, uite-o cum avem. Ok, dar faza e că mai trebuie să mai construim, pentru că vreau să ne apucăm de casă de-abia după ce terminăm de construit chestiile astea cu loc holder. Adică să avem mulți bușteni pregătiți. Pentru că nu se știe cum degeaba punem buștenii. Adică, știi, vedeți, casa dispare după ce, dacă nu e terminată și nu am chef să o încep, să nu o termin ca să dispară, înțelegeți voi? Mă, haide să mă duc tot în direcția... Mai mă sări... Haide, puii mei. Mă duc tot în direcția asta, sper că nu mai vin canibalii. Mă, da, ăștia au un fel de toane, ca să zic așa, când te atacă. Dacă așa, când îi apucă, băi, dorul de... A te mai bate un pic. Bă, da. Haide să mai iau câteva bușteni, să mă câțiva bușteni și după aia să mă întorc acasă, că trebuie să... Trebuie să-mi fac ceva de mâncare. Hai să mai mănânc blueberries din ăștia, dacă tot stai aici. Să nu mor de foame, da? A, nu, așa. Drop. Să mai luăm niște bețe, dacă tot stăm aici. Ce mănânc? Kenkenimor. De ce mi-a dat bățul în mână? Așa, să mai luăm niște bețe dacă tot suntem aici? Hai mă, Hai, mai ia bățul, ia. Ia bă bățul, așa. Am omorât și un pelican, dar nimic. Mai mănâncă niște blueberries din ăștia, că sunt bune de mâncat. Hai să mai luăm niște copăcei dacă toți sunt aici. Ok, hai mă, ia frunza, așa, frunză. Câtă frunză, câtă iarbă, toți copacii stau pe barbă. Ok. Bine că mai luam și ceva bușteni de pe aici. Îi ducem înapoi acasă, încercăm să punem în loc holderul care sperăm să funcționeze de data asta. Mi-a zis cineva că Andy, lockholderul ăla nu e bugat, bara e bugat. Vă să vă arăt, nu merge să apeși cât pe el. În primul rând trebuia să zic că dacă nu era bugat. Și da, e bugat, pentru că l-am testat și eu. Am mai auzit, am văzut și la alții cum se bughează și na. Uitați. Ba! Mersi, boss! Nu știam că nu e bugat, pe bune, chiar nu știam că nu e bugat. Doamne, ce băia gigelești, mulțumesc. Pe bune, mulțumesc, că am, în felul ăsta am mai economisit niște loc, niște timp. Mulțumesc, chiar îți mulțumesc, ești un boss. Deci pe bune, chiar credeam că e bugat, pentru că știu că am încercat să mai pun o dată, deci parcă n-a mers. Mă rog, mai contează. Acum, dacă atât timp cât merge, nu mai contează ce a fost, nu? Ce a fost, a fost, ce o să fie, nu o să mai fie. Este de foc și la asta, să nu vină sălbaticii. Haideți să mai punem, să mai alimentăm focul care tocmai s-a stins. A, că se pune ploaia, e bază. Haideți să mai luăm niște lemne de acolo, dacă tot avem. Bă, la scara asta ce e cu ea, nu înțeleg. Hungry Fine s-a fituit, las că mai mâncăm niște blueberries. Nu-i bai. Nu ți-e foame, stai neșit. Mai luăm și frunze și copăcei. Mă, e bine că nu mai vin sălbaticii. Ce mă? Ia mă bețe, bă, las-mă ăsta că nu trebuie piatră. Ok. Ok. Bă, am văzut sălbatici? Nu mi s-a părut. Bun, bă, ah, ce bine că au dispărut căcaturile alea care l-au pus pe aici. Doamne ajută, oricum erau nașpa și se vedea urât de tot. Poți. Ok, mai avem două logs. Parcă trebuia să fie mai multe, să zic. Dar nu-i vai, să mai tem un pom, dacă toți suntem aici. Îl tăiem, le luăm pe ăștia și după aia plecăm. Ăsta mi se pare că o să dea 5. Pentru că așa e mai șmecher. Și da, ne pregătim întâi să avem lockholder-urile pline aproape pentru casă, pentru că v-am zis de ce. În caz că, nu știu, ați văzut că sunt bucuri de ăștia idiote care na, le faci și nu se întâmplă nimic și na. Sebi, dacă vrei să stai pe aici, scaunul ăsta dă-te mai încolo. Că te vezi dacă vii stai aici. Cade! Bun, haideți să luăm ăștia de aici. Mai mâncăm niște blueberries din ăștia. Ce? Mă bucur, bă. Ăla au căzut tot acolo, e bine. Să așa să-mi încarc viteza, poate mă atacă homosexualii. Gay anonimi. Bun, deci da, vreau să umplem întâi lockholder-urile, că au aflat ceva. Lockholder-ul ăla de acolo nu-i bugat. Dar nu știam. Mi-a zis cineva. Și văd că e adevărat. Bun, haideți să le umplem pe ăsta de aici, dacă toți suntem aici. Yeah. E bugat. Mă, de pe ce apăsam să le pun în ăștia? Că, păi, dar nu merge. Yeah. Mă, de pe că era? Nu mai arată. E. Mă, de pe câ era. E. What the fuck? Mă, ce se întâmplă? Mă! Dar are gay? Pe bune acum, are gay? Mă, ce rahat? E. E, tăceți, ia. Ia. Uai de cap, mă, ce se întâmplă? Bă, revină-ți, bă! Ieee! Deci, uitați-vă și voi! Mă, ești nebun! What, de ce? S-a bugat jocul! Ia uite, ia! Mă, ce pui mei se întâmplă? Ia uite, ia! Ai, bă, revină-ți în puii mei! Ia! Ce rahat de joc să-mi bag picioarele! Te iau, te ia. Tu te bă în puii mei de joc, idiot! Ai, frate! Du-te în rahat de joc, idiot! Uitați-vă și voi. Ziceți-mi și mie ce fac acum. Du-te în puii mei de joc, idiot! Mai fac niște garduri, că de... N-am ce să fac altceva. Fac niște garduri din ce am. Aha. Ai, bă, du-te, bă, de aici. Ai, frate, ce pui mei se întâmplă, mă, că nu mi se blocă mouse-ul. Uite-te-o așa, uite-te-o așa. Băga-mi-aș picioarele, bă, în capul tău. Gata. Haide, pui mei, am scăpat. Am apăsat G. Dar tot nu merge să le pun aici. Fuck those bugs. Fuck those bugs. De fapt, ăsta cred că tu faci, așa, numai că nu mi-a arătat mie, pentru că se aude. Da, sigur tot faci așa, pentru că se aude, vă zisei. Da, deci ăsta sigur face așa, vă zisei, pentru că se aude. Eu zic cum face. Da, te pui mie de idiot, bă. Joc idiot. Ce rahat-o avea, nu știu. Hai să-l punem și pe ăsta, măcar, da. Da. Nesimțit joc idiot. I can't believe it. I can't believe it. Mă rog, hai să luăm măcar puștinia aia care avem, să terminăm acolo zidul și după aia să dau restart la joc, că n-am ce să fac. Adică să mă culc și după aia să dau restart la joc. Of, vrevere. Am mâncat niște blueberries de ăștia. Ce mă sperie lemnul ăla. Joc retard cu bugurile tale. De ce trebuie să fii tu un joc retard cu bucuri? Îmi spui și mie, de ce? Hai să mai luăm încă unul și gata. Ca pe cu celelalte două nu cred că avem ce să facem, adică le luăm degeaba, pentru că oricum o să dispară, zic eu. Frate, și era atât de OP chestia. Acum iar trebuie să mă duc să-mi iau sulița de acolo și toate cele. Dă-o încolo de treabă. Deci dă-o încolo de treabă. E. Și o bă, de face așa. Uite pe unde a ajuns bușteanul meu. Uitați-vă și voi încă să ajungea, uite încă unul pe aici. Și încă unul pe aici. Obosiți, nu? Mâncate așa. Încarcă-ți energia, hai. Uite, auzi buștean pe aici. Ce s-a auzit, bă? S-a auzit ca și cum ar fi căzut un buștean. Da, uitați-vă și voi câți bușteni luasem și noi și... Fucking bug, fucking bug. Să încerc să mă culc, poate, dar pe ce mă culc nu mai merge, nu mai face așa. Haideți să vedem. Bă, dar sălbatici ăștia tot pot să vină pe aici, în pui mei. Bă, las că e bine că ei nu vin dincolo, măcar. Deci, da, vedeți voi ce bug-uri frumoase are acest joc minunat. Ok, tu rămâi aici, că n-am ce să fac cu tine. Ce? M-a lovit cineva? Nu, am dat un pelican. Uite să-l bateți acolo pe plajă. Știți că nu-i putem lăsa așa, nu? Ok, au la foc toți, asta e bine. Mai bine că mi-arată și mie flederganul ăsta. Bă, e super jocul, ce pot să zic? 10 din 10. Bă, frate, știu că e în alfa, dar... Asta ce bugă mai fi? Ia uite și pe asta, nu mi-aprinde nici torța. Aprinde, bă, torța, ia uite. Bagă-i, mă, frunze, că am destule. Asta de ce nu s-a prins, ia. Ia, bă, și culcă-te, că mă și enervează jocul ăsta. Tot așa face. Ba nu! Ba da! Că se aude. Deci auzi și cum facea. M-am și speriat. M-am speriat de problema aia, da. Deci trebuie să-i dau... Îi dau luad. Deci da, ne vedem după ce îi dau luad, nu? Sau stăm aici. Nu înțeleg de ce puii mei face așa acest joc numit The Forest. Da. Faza e că n-aș că m-am mâncat în fund și am mai și ridicat buștelinele ca să-i pun înapoi, că aveam și eu mai mulți. God. Acum, de noapte, fără mâncare, fără flare gun, fără tot. Măcar să se salveze inventarul, frate. Asta e cel mai important, inventarul. Și să mi-l arate, în primul rând, pentru că nici măcar nu mi-l arată. Nu mi-arată snack-urile, nu mi-arată alea, sticluțele cu molotov. Aha. Ok, și-a revenit. E ok că și-a revenit. Am dat drumul. Mă rog, am întâi flerganul, ca de obicei. Hai, mă, dă foc. Mă bucur. Hai să ne luăm întâi flerganul, ca de obicei, pentru că e noapte, da? Hai să avem ceva, ni s-a salvat inventarul, dar de unde? Normal, mi se părea logic. Măcar ăla de acolo a rămas? Da, a rămas, deci înseamnă că e bine. Hai, bă, noapte, lasă-ne cu fang. I'm fangry, I'm fine something to eat, da. Mi-a crescut un pomar acolo sau e de la stricat? Pe ce m-am urcat aici? Niște pietre. Mă, dar rechinii ăia sunt elitarzi acolo. De ce nu se pun rechinii, frate? Tot timpul rechinii sunt idioți. A, ca să nu mai vorbesc că la trecut am luat... Deci nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Bugurile se agravează. Deci o să ajungă să nu mi arate ce au de pe jos. Deci abia aștept... Cum se numește, mă, ăla? Nu mai știu cum se numește. Update-ul? Da, update. Pe bun, deci fiți atenți. Deci o să ajung să nu mai... O să ajung să nu mi mai arate flerganul, să nu mai arate toporul, sulița, tot. Pe bune de nu, dă un pâine de treabă, ce asta? Își bate ciocanul de bine? Pe ce îmi bate ciocanul de el? Să fie, frate, rezonabil, nu? Mă mir că mi se salvează frunzele, ca să pot să mai dau foc, să pun frunze pe foc. Chiar mă mir. Deci nu pe aici? Nu, hai să ne culcăm. Wow, ok? Sebi, s-a făcut vreodată așa când m-am culcat? Hm. Ciudat. Foarte ciudat. Cel mai ciudat lucru ever. Măcar am aici bușteni, ca lumea. Haide să mergem să... Mai luăm automat, nu? Acum nu cred că mai avem nici bețe sau s-ar putea să mai avem bețe. A, dar nu mi-arată nici mâinile lor, nu mi-arată nimic. Joc retard. Joc retard. Uite-mă, mă! Pomul ăsta era aici? A, cred că pe ăla nu poți să-l tai. Ce, mă, nu m-am loc? Can carry no more sticks. A, uite, bă, că bețele mi se salvează, bă, se pare. Deci, aparent, bețele se salvează. Or mai fi bușteni niște pe aici. A, sigur, nu mai sunt, de fapt. De ce mă întreb? De ce întreb? Să mănânc niște blueberry, să-mi iau sulița. Mai mănânc niște blueberries din ăștia. Că sunt bune de mâncat. I-am probat eu când eram mic. Aha. Cred că mă otrăvi. Ce prostut sunt. Ce prostut sunt, mă otrăvesc. Ce pe aici? Mă, ăștia sigur ar trebui să fie ceva interesant, dar nu sunt. Pentru că de... A... Are you fucking kidding me? De ce are you fucking kidding me? Iar mâncai de la demodare burta. Da, trebuie să mergem să pescuim cât mai putem, pentru că sulița nu o să ne mai arate în inventar. Deci nu pot să cred. Nu, eu nu mai pot să joc jocul ăsta. Așteptăm update-ul. Mai jucați cât pot, nu știu cât de mult o să pot, și după aia așteptăm update-ul, pentru că nu mai pot să joc așa. Păi nu voi vedeți, nu se mai arate sulița, nu se mai arate nimic în inventar. Ce pui mei de bug, idiot și infecție asta? Am nevoie de pești. Ok. Niciun pește. De ce niciun pește? Uite aici. Hai, mă, e! Tu ești prost? Oh, God. Prinde-o, prinde-o. Va, văd că mi-arată decât unul acum din doi pești. Veniți-o, peștiuci, peștiuci. De ce fugiți de partea așa de mal? Nu vreau să vă fac nimic, doar vreau să vă iau gâtul, care nu-l aveți. Ia, cât-ți luai? Da, nu mi-arată decât unul frumos. Haide să tu să-l prăjim, dar nu-l prăjim acum, de fapt. Măcar în loc holder ai putea să fac. Hai să ne schimbăm sulița, că de. Și desigur, după ce o să o schimbăm, nu o să mai putem lua înapoi. Așa e frumos, pe aici, pe la români. Pe la românii din The Forest. Apropo, îmi pare rău că trebuie să încheiem episodul ăsta aici. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!